Subvenții în valoare de peste 715 de milioane de lei au fost transferate pe conturile agricultorilor în primele 3 luni ale anului 2024. Datele au fost prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit autorităților, doar pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată cereri în valoare de aproximativ 90 de milioane de lei. Plățile au fost efectuate în cadrul diferitor mecanisme de sprijin financiar pentru agricultori, după cum urmează. Peste 50 de milioane de lei au constituit plățile post-investiții, aproximativ 34 de milioane de lei plăți directe per kilogram de lapte, peste 5 milioane plățile complementare și 0,19 milioane cereri de implementare a proiectelor prin abordarea LIDER. Amintim că pentru anul 2024, conform legii bugetului de stat, mărimea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural constituie 1,6 miliarde de lei.